fraților, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Băi, fraților, am terminat și eu treaba, dar mai fac un vlog ca să mai am pe zilele următoare, că bas cu munca, bas cu alte treburi. Și vă mai filmez pe aici, de prin oraș, uite, încă un motociclist. Îmi plac motocicletele, la culme. Să traversăm repede, și nu. Ia uite ce fain. Ce fain e motociclist. Fain. Ia asta cu alb, vine ca. Ia uite ce fain. Ala nu mai are oglins pe motocicletă sau are din alea mici. Da, ne îndreptăm și noi spre casă. Mamă, da, mi-au făcut aici cadou prietena asta a mea, o lumânărică parfumată, o pușculiță, o chestie. Da. Ca să nu mai au discuții, băi, din partea voastră, că vezi, domnule, că n-am și eu o prietenă, că nu am. Bă, viața mea personală e viața mea personală, nu vă privește pe voi ceea ce fac eu în viața personală, ci pe internet, e pe internet. Băi, țipa pe acolo, uite, s-o speriați. Ce-ai găsit acolo, a? Băi, n-o speriam. Porumbelul și cu... Nu-i țarca, am uitat cum se cheamă chestia aia. Nu face parte din corbi, că așa se cheamă. De fapt, ciorile nu se cheamă ciori, corbi, să spun. Mă rog, în fine, sunt mai multe tipuri de păsări și n-are rost să le discutăm pe vlog. Da. Am mai stat de vorbă, că am avut puțină treabă. Am ieșit și noi un pic prin oraș și ne-am mai plimbat pe la Teddy, prin Cora. Fosta Cora, că acum nu. Dar bine, lumea tot Cora spune. Înainte, pe vremuri, era Asco confecții acolo. Care sunteți din Bacău și sunteți mai în vârstă, știți zona de la Cora. Atâtea schimbări să mai fac prin oraș. Păcat că a distrus. Uite, alt motor sau e? Iau ce motor fac. Mă, iau. Asta e chestia, asta e treaba. Îl dăm înainte, băi, fraților, că înapoi nu putem să dăm. Las puțin vlogul, filmăm așa doar centru și gata. Nu fac mult ca să nu vă plictisesc, că și așa v-ați plictisit, ați spus că de centru. Parcă ar fi mereu aceeași zi care filmez, zile diferite. Vedeți, alți oameni, alți copii, alte fete, alte... Aute, bă, fotbal, Mioveni, ia, Clubul Sportiv Mioveni. Aute, vezi, altă zi, altă chestie. Vin aici la hotel să, ia, aute, Club Sportiv Mioveni. Dar nu știu, ăștia de la Argeș, văd că au un număr de Argeș, 93 gol. Mioveni, ăștia cu fotbal. Uite, au mai filmat cineva cu telefon, alea, alea.
Ce să faci în jos? Uite, vedeți? Altă zi, vedeți altceva prin oraș. Mai apar acuș că vine vara, spectacol. Mai mergem, dacă bineînțeles, în timpul liber, că când suntem la muncă, nu putem. Mamă, dar s-a făcut așa un frig afară. Bine că mi-am luat hanoracul pe mine că păi rece, nu mai e. Parcă nu mai vine căldura aia. Da, și când vine căldura căutăm frigul. Unii răcoarea, unde-i... Da. Și uite-mi lui Văr un mesaj să vedem duminică dacă mergem aici la Peneș Food. Și uite, pe duminică, sâmbătă și duminică, e circuit din ăsta Facebook turul Colinelor Bacă 18-19 mai. Da. Așa faceam și noi când eram, când eram mic. Țopăiam de dimineață până seara. Bine ar fi copiii dacă s-ar mai distra, să mai lese telefoanele, să mai lese tehnologia asta. Eu n-am ce face că... Na, trebuie să fac content pentru YouTube, că altfel... Ce înainte, când nu eram cu filmarea, toată ziua eram prin oraș, ba cu bicicleta, ba cu una alta, ba cu... Stăteam, credeți că stăteam în casă, pe calculator sau pe... Da. Asta e... Mă bucur că m-am mai văzut cu ea, cu prietena mea, dar nu-i Adriana, e o altă prietenă. Nu știu dacă m-a apărut prin vlog la mine, dar nu contează chestia asta. Contează mult că înțelegem și suntem prieteni buni. O, tu ce... Cam gol pe aici prin centru, bine, că e și frig afară acum. Ci drept, e și rece afară, fraților, și... Na, lumea, ba au fost la muncă, ba au fost la școală, și de asta. Aici, înainte era bancă, și acum au făcut farmacie, un fel de farmacie, cred că, HelpNet. Da. Ce enervanță sunt ăștia cu promovările lor, cu prostiile lor de... Nu mă interesează de chestiile astea cu... Cum îi zice asta? Cu alegerile astea lor. Da, îi smântân. Nu... De obicei mă feresc de politică, nu-mi place politica, nu mă interesează. Și... Mereu, ani de zile umblă cu prostii, cu minciuni și cu înșelătorii. Să facă, frate, ceva pentru viitorul țării. Să facă ceva concret. Nu numai minciuni și prostii. Să mai mărească și ei salariile, să mai scadă prețurile. Păi da, numai cu tâmpenii. Zilnic. Da. Vine o gloată din ăștia, ia s-o eu pe partea asta la întâi. Că vine o gloată dincolo și n-am chef să-i văd. Am impresia că, nu mai contează. Nu dau exemple negative, că nu mă interesează. Am băut un cocktail bun, o să vedeți în vlogul anterior. Chiar a fost bun, chiar a fost delicios.
Nu că n-am mai băut cocktail la viața mea, dar sunt foarte bune. Trebuie încercat, bă, trăiți-vă viața, fraților. Eu fac contentul ăsta pentru YouTube, nu că cum au scris ăștia, că bă, că te spargi în figuri, că tu n-ai ce mânca și n-ai, nu mai vorbiți, bă, aiurea, bă. Că chestiile astea nu mă afectează și pur și simplu nu mă afectează. Dacă mă văd cât de aiurea vorbiți, mi-a mai scris un băiat în comentariu și îi mulțumesc pe această cale. Eu zic că sunt pur și simplu să ignor și să nu-i mai bag în seamă și să nu mai spun pe YouTube, și are dreptate în sensul ăsta. Cu cât îi bagi în seamă și cu cât le dai apă la moare, cu atâta ți seacă mai mult și ți seacă, vorba vine. Îți bag acolo hate mai mult. Da, bun, fraților, cam atât cu vlogul, cam atât. N-are rost să mai filmez. V-am pupat, nu uitați să dați un like, un subscribe acolo și un comentariu. Să vă mai scrieți voi părerea acolo. Ce am făcut bine, ce am făcut greșit. Bă, greșit nu prea am făcut, că eu mereu vă povestesc frumos, vă vorbesc frumos. Nu vă vorbesc urât, nu am treabă cu nimeni, dacă vreți mă urmăriți. Dacă nu, n-am obligat pe nimeni, Doamne ferește, nu țin. Am avut, nu știu, s-o mai dezabonat, vreo 4-5 abonați, s-o mai dezabonat, nu e nicio problemă. Noi mai am nevoie de 5 abonați, după cum v-am spus, poate între timp se mai adună, să fac 4400. Da, asta e la latitudinea dumneavoastră, dacă vreți să vă abonați sau să vă dezabonați, bineînțeles. Hai, v-am pupat și ne vom revedea la un nou vlog.